Putea să participe orice ofertant din lista dealerilor din întreaga Europa. Trebuiau să modifice anumite specificații din fabricație și dacă o făceau, puteau să participe. Aici era vorba de înălțime, așa cum ați spus, și dacă din tot din fabricație ar fi putut să vină cu alte pneuri, se încadrau în respectiva înălțime.